Mergi începe pe lângă ea. Ce urs asta? Ia încet. Mai sunt unii mari aici, trebuie să avem grijă. Uite unul pe stânga mare. Și în dreapta sunt. Și în dreapta. A, e legată. Dă-te jos. Dă-te jos. Ascuminți. Hai că sunt comici. Ia-o în față. Ia-o încet în față așa. Hai, dai viteză că îi dau și eu după aia. Și aici ne întâmpină și câinii de la stână. Dar cred că ne vom descurca cu ei, nu-i problemă. Hai. Hai. Mai cu minte. Mai doi? Cred că mai vin și alții. Ia să vedem, știi de băț? Știi ce e ăsta, nu? Ia să vedem dacă știi ce e ăsta. Eu sunt sigur că știi de așa ceva. Moș Nicolae, ia uite-l. Au venit și alți câini din spate. Trebuie să avem grijă, o să mergem bucata asta pe lângă biciclete. Arma pentru câini. În caz de probleme majore și la limită, Silviu are spray-ul pregătit. Hai să ne întoarcem către ei. Hai, mergeți încet. Hai, luați-o încet pe lângă ele. Hai că mergem pe lângă biciclete până scăpăm de ei. Că mai sunt și alte aici. Era să te înhate. Aici sunt vreo 3 dulăi. Iar în față, în direcția noastră, mai sunt încă 2. Lasă-i în pace. Stați cu minți. Stați în ce, grubați. Stai pe ea, stai pe lângă ea, mă. Unde te duci? Lasă că mergem încet, așa că n-au curaj. Hai că ăștia nu mai vin, că se îndepărtează de stâna lor. Le-am depășit perimetrul. Da. Oh, dar lăsați așa, că încă se pot lua după noi. Băi, drăcu, dar ăștia niciodată nu pun lemnul ăla la câini ăștia. A fost o perioadă când a fost frică de legea aia. Și până urmă nu mai. Hai, străiți! Aproape. E coborâre de aici. La câinii ăștia, că au băț legat. Să nu poate să alerge foarte tare. Stau în dreapta și ne privesc. Stai cu minte.
Dă din coadă. Ia, dă din coadă, e bucuros. Frumoșile. Ia uite-l pe ăsta ce frumos. Bă, ce frumos ești, mă. Hai că ăștia nu par agresiv. Hai, au ușor așa. Frumosule. Ia uite ce frumos ești. Mamă, dacă sunt... Păi că-s vreo 10 câini pe aici. Asta era nici săracu. Mă, că e și la bot și la lava din față. Bine, te-ai bătut cu lupul pentru oițe? Cred că sunt cei mai blânzi câini de la stână pe care i-am văzut până acum. Nu s-au repezit la noi. Dar probabil că dacă am fost pe bicicletă erau tentați. O turmă de oițe. Aici ne așteaptă din nou câinii. Se așteaptă și pe ceilalți. Asta e cel mai mic și cel mai rău. Hai să mergem încep pe lângă ele. Petrecere. Hai mă, că e turist, serioși. Și ne așteaptă niște câini jos. Ne-am abătut. E bine, e bine. Deci dați înainte, la stâne, dați înainte așa cum ține drumul, ușor la dreapta, acolo. Eu nu mai văd drumul, îmi bag cu care. Jeane, eu îl văd din satelit. Nu mai frate, mă întorc. Mă întorc și rom pe unde se, ați văzut drum? Bine. Eu nu mai iau dacă nu e drum, eu nu mai iau. Bă, mă, dacă nu e drum. Nu mă lua cu satelitul, că de pe satelit se vede și râu se vedea uite, drum. Uite. Uite drum, uite stâna. Vezi stâna aici? O vezi? Uite drumul cum se vede, ia uite-l. Și cum trec de câine? Zici. Păi ia. Ce o să ne fac o sară pe noi dacă nu mergem cu viteză pe lângă ei? Păi mergem pe lângă. De ce? Mergem cu viteză pe lângă ei. No, te dă jos. Te dă jos. Eu mai sunt. Hai că n-avem ce face. Hai. Hai de pe lângă, dacă vrei să o luăm pe aici. Hai mă, că a ieșit ciobanul, gata. Chiar se vede drumul, e drum de mașină ăsta. Hai, grupați de acum. Hai că îi întrebăm pe ei unde este. E bine că sunt oameni ăștia aici. E mare lucru. Sunt cât de cât mai calm pe mine. Dacă ar fi să te prindă singur, te fac varză. Dacă sunt stăpâni aici, n-ai treabă, știi? Hai, străiți! Își fac treaba. Mai e jigănii de astea, pare, și dacă nu ai, nu fac nimic. Uitam că vreau să ajung la drumul ăla, dar acum am văzut că e rău și apoi am văzut câinii. Da, da, e pacii de vale, este cincul ăla.
Mai sunt câini sau doar nu, ăștia? Nu, nu, mai, baia mai are băiețe. Las cu eu pe lângă ea. Că nu știu cât e. Mușca câinele ăla. We'll be right back.